Recent a avut loc la Ungheni, în Republica Moldova, Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice de Afaceri, unde au fost prezentate 200 de invenții din 6 țări. Maramureșul a fost reprezentat de 6 inventatori, lucrările lor fiind recompensate cu 6 medalii de aur și 2 de argint. Cele mai bune invenții prezentate la Ungheni au fost selectate la expoziția internațională specializată InfoInvest 2017 de la Chișinău. Cu ce premii s-au întors de acolo maramureșenii? Maramureșenii au obținut 4 medale de aur și 2 de argint din 380 de invenții care au fost prezentate la Chișinău, la InfoInvent. Ioan Petruță a realizat până acum peste 60 de invenții, unele chiar brevetate și multe premiate la concursuri internaționale de profil. Am prezentat o instalație de frână specială brevetată, o turbină eoliană brevetată și un container pentru resturi menajere brevetat. Și 2 au fost premiate la Chișinău și 1 la Ungheni. Inventatorii maramureșeni s-au întors cu 7 medalii de la salonul InfoInvest de la Chișinău, 4 medalii de aur și 3 de argint.